Un șofer de 42 de ani din Sfântul Ilie a făcut cascadorii cu mașina pe drumul european 85 la ieșire din Suceava spre Fălticeni duminică dimineață. Acesta a pierdut controlul volanului din cauza vitezei, a derapat, a pus un parapet de pe marginea drumului la pământ, după care a plonjat într-o râpă la aproximativ 15 metri distanță. Acolo, mașina s-a înfipt în unul din pilonii de susținere a noii centuri de ocolire a Sucevei, care se afla în construcție. În urma impactului violent, autoturismul de lux s-a răsturnat pe cupolă. Un echipaj de poliție care se afla în patrulare a oprit și a făcut cercetări la fața locului. Șoferul, care a reușit să iasă singur din mașina făcută zob, a declarat că nu avea pasageri. El a fost verificat cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ. Culmea, el nu a fost rănit în urma accidentului. Bărbatul a fost sancționat de polițiști cu amendă în valoare de 420 de lei pentru că circula cu viteză excesivă.